Uneori, când licorile bahice sunt consumate puțin peste măsură, cuvintele sunt adresate cu mai multă lejeritate. Îmi place melodia, hai! Mie nu-mi place. Atunci rămâi aici. Ah, la dans. Ok, îmi place, dar ia-ți-mă paharul, fă! Fă! Fă, ai zis? Glumeam. Nemulțumită de apelativul folosit de Robert, doamna Alina solicitase ajutorul lui Andrei. Vreau ceva să clarificăm aici, că e mult. Nu mi-o lua nume de rău. Fii atent, ține minte. Ți-o spun și după stradă, ți-o spun și de la un nivel mai înalt. Nu folosi cuvântul fără. Mă, eu știu, dar glumeam și acolo. Andrei, eu îți mulțumesc. Dar mai calmați-vă cu chestiile astea, că nu-s așa de serioase. Eu l-am rugat pe Andrei să te explice. Nu, voi nu știți cum are glumesc. Are o familie în spate. Dar voi nu știți are cum. Are o cultură în spate. Deci înțeleg și eu, Caterin, că Nu. Calmează-te și tu, mami, că iei totul foarte personal. Și nu e bine. Cuvântul ăsta, fă, știi? L-am rugat și pe Andrei, mă, explică dacă tu știi. Dar eu știu că are o familie în spate și totul, dar a fost numai un cuvânt spus pe final de conversație ca o glumă, cum că o pleca și că să-și ia paharul. Dar trebuie să întrebați mai întâi dacă fata în sine s-a supărat pe chestia asta, cu adevărat. Nu consider că e un lucru pentru care trebuie să mă tragi la o parte și să mă atragi atenția. Pe maică-mea nu băga în seamă, maică-mea lua lucrurile prea personal, maică-mea nu înțelege cum e lumea modernă. Mare lucru, că am zis așa. Femeia trebuie să accepte, nu bărbatul. Poți să te întrebi și ce ai discutat? Când ai plecat din bucătărie, ți-a uitat paharul și am zis, stai mă, că ți-a uitat paharul, fă. Da, în glumă și încet. Și maica mea a luat-o foarte personal, că vai, Doamne, cum a putut și nu știu ce. Și m-a tras toată lumea la o parte să-mi zică, bă, dar cum să zici, nu-i bine să zici așa și nu știu. Și îmi zic, bă, știu că nu-i bine, dar glumeam. Și îmi cer scuze în fața ta dacă cumva te simți jignit în momentul de față, dar eu glumeam și nu ți-am zis, bă, la apelativ vulgar. La aceste scuze îmi cer și o iertare, te iert. Dar te-ai supărat? Mulțumesc. Și despre asta a fost o discuție de acolo din Living. Da. M-a tras la o parte și a zis: "Bă, dar nu mă trageți la o parte." Bine, suntem ok. Bine. Dar te rog frumos să nu mai vorbești atât de urât. Dar apreciez că sunt oameni care să se consume pentru acest gest și nu eu. Știi că suntem bine. Eu înțeleg felul tău de a fi. Mulțumesc. Multă lume nu înțelege. Bine, dar acum o spune de zi, va trebui să te comporți cu mine ca un îngeraj și să-mi aduci cadouri și să... Doar cei mai buni pentru tine. Bine. Bia nu a fost deranjată de nonșalanța exprimării lui Robert. Ba mai mult, spunea că ea îl înțelege. Mă strada de oameni care să-și dea părerea. Mulțumesc. Dar asta e din vina ta. Pentru că eu te înțeleg foarte bine și știu că în momentul în care faci figuri din alea sau te strâmbi sau răspunzi așa sec, tu de fapt doar glumești. Da. Pentru că eu și sunt așa și te înțeleg. Exact. Dar 90% din populație nu e așa. Lumea crede că sunt prost, sunt arogant, nu știu cum și eu de fapt glumesc și păi, totul la glumă. Nu înțelege lumea. Vreau să fii natural, dar vreau să fii mai atent la cuvintele pe care le folosești sau la gesturile pe care le faci. Tot ceea ce faci tu este suficient și mi-arată și sigură pe ceea ce simțim noi doi. Doar că... În afară se vede total diferit. Pentru că arată total diferit. Și atunci stau și mă întreb dacă doar eu văd total diferit sau chiar așa e situația. Știu, Bia, crede-mă că m-am gândit și la... Și ce mă deranjează faptul că oamenii nu te percep cum te percep eu, adică chestia asta... Da, știu, Bia, m-am gândit deja la toate chestiile astea. Pe mine personal nu mă deranjează așa de tare, nu mă deranjează faptul că nu mă percep bine pe mine, mă deranjează faptul că îți strică ție imaginea prin cum mă percep ei pe mine. Doamna Alina, cred că băiatul dumneavoastră e în momentul de față... Îmburdicat. Mă, băiatul meu să fie fericit, nu-i grija ta, să-l liniștit. Stare euforică și-a spus cuvântul și mai târziu, după conversații, așa cum se poate observa. Foarte natural. Mă compor natural, da. Se la televizor. Nu mai vreau, gata, cu ce? Ce, Robert?
mei. Avem două zile de cuplu. Zic cu minte. Cu minte. Da. Ce să zic, doamna Nina, pătimaș feciorul. Da, așa găsi nașul. E ok. Hai să lămurim asta cu apelativul. Bun, o să zic eu. Care e urât. Da, este urât. Hai să plecăm de la premisa că e urât. Da? Cred că toată lumea e de acord. Dacă l-aș fi auzit în momentul ăla, i-aș făcut și observații tot în felul nostru de agrumie și spus să nu mai spun așa, nu consider că acesta este limbajul lui. Eu cu Daria glumim foarte mult cu fă, probabil că de acolo i-a intrat în reflex cu vocabularul ăsta și o zis-o la amuzament. Pe mine una nu m-a deranjat. Dacă ar fi fost să spun într-un moment, într-o situație serioasă, ar fi auzit în general vorbind așa, atunci da, într-adevăr m-ar fi deranjat. Dar acolo a fost o chestie de amuzament. În mod normal nu l-aș accepta, dar l-am înțeles cum a zis. De ce ați reacționat, doamna Nina? Eu am vrut să fie informat, pentru că la noi în Ardeal nu se folosește. Știam că se folosește în sudul țării. Bine, dar e o excepție altceva. Eu vorbesc acum altfel. Nu se folosește. Dar el știe altceva, dar el are o experiență de viață. Ok. Și eu m-am asigurat, am vrut să mă asigur. Care o califică să folosească fă? Este alt mod de a privi viața. Cum îi spun ei, te iubesc fă, exact. Nu e frumos, fetelor, acum serios. Măcar pentru faptul că, uite, haide, în intimitatea, poate că sunt foarte mulți care folosesc acest apelativ, dar, uite, dacă toți suntem la televizor, trebuie să aveți toți măcar un dram de responsabilitate, că poate să stă și copiii. Dar nu, e nici măcar mai e la modă, știi? Mi se pare foarte demodat să spui așa. Da, pe lângă faptul că în subtext este acolo o atitudine așa, care trădează o atitudine care nu cred că e în regulă pentru să fie folosită aici. Vă rog. Deci asta era, mi-am dorit să fie informat, nu e vorba de a lua-o personal, categoric n-am luat-o personal, mi-am dorit să cunoști sensul adevărat și m-am gândit și la imaginea fetei de lângă tine, indiferent cum se numește acea fată. Eu am făcut facultatea în București, eu cam știu, de aceea înainte m-am informat de la Andrei. Deci nu am vorbit aiurea, n-am luat-o personal, am fost foarte calmă. A fost totul cu scopul de informare. Mă zâmbeam că a intervenit și Andrei. Adică am făcut un research înainte. Stai mă, știu eu bine, te rog, ajută-mă. Da. Fă-mă să înțeleg. Asta e tot. Și e vorba de imaginea fetei de lângă tine, repet, indiferent de numele fetei sau al persoanei de sex feminin, de lângă tine, că Doamne fer să pot repeta oricând, orice, că nu ne dăm seama. Dar știi ce l-a deranjat pe el? Că îl urmăream în timp ce privea materialul. Replica dumneavoastră că a învățat-o de la cineva. Asta. Doar ca idee, n-am învățat-o de la mine și la noi în Ardeal se folosește extrem de mult replica asta, doar ca să știi. Înseamnă că nu în mediu în care umblu e ok. E bine, poate umblu într-un mediu prost, dar așa, asta a fost ca paranteză, dar da, o să iau minte și nu o să mai folosesc această replică la televizor. Măi! Păi stai, nu folosești la televizor, dar ce, când ești de aici? Nici în general. Păi, gata, da, s-a terminat, nici în glumă, nici în absolut deloc. Uite, Robert, pentru că da, într-adevăr, așa cum s-a simțit deranjată și doamna Nina, și mie mi-a sărit în om, știi? Poate că și pe mama Bianca o deranjează, poate și pe tatăl Bianca și pe mulți alții, știi? Că nu e... urât. Dar să presupunem că a fost un accident, da? Da. Și nu o să se mai repete. Deloc.